Așa cum ne-a obișnuit, cenaclul de arte plastice Idenegulici din cadrul Casei de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung ne propune în această săptămână o nouă lucrare de excepție. Cei care trec pragul complexului comercial Big and Small vor putea admira o lucrare a unui artist plastic de peste Prut. Avem expus o lucrare de al unei pictorițe din Moldova, din Chișinău, Galina Vieru, care nu este numai pictoriță, ci și poetă. A fost prezentă mai multe situații la Câmpul Lung, adică, pe de o parte, în tabere de creație și chiar și în festivalul de romanțe cu poezie. Așadar, avem expus o lucrare 50-70, Ulei pe pânză, o pictoriță cu renume în Moldova, așa cum am spus, dar acum și-a extins aria, dar și în România. Tablourile expuse în holul complexului au fost realizate în taberele de pictură desfășurate atât pe plan local, cât și în diferite zone ale țării, la care au luat parte artiști din țară, dar și din străinătate.